parte a protestatarilor este calmă, dar sunt printre ei și agitatorii care par să fi venit în piață cu gânduri mai puțin pașnice. În cele din urmă, jandarmii au cedat și au lăsat mulțimea să ocupe piața. Pe la kilometrul 0 al Bucureștiului nu se mai trece, începând cu ora 18:30. Circulația nu a fost oprită la timp, așa că multe mașini au rămas blocate în mijlocul mulțimii de protestatari. Și cum vă spuneam, spre deosebire de celelalte proteste, rezist la cel din seara aceasta. Atmosfera este parcă mult mai încărcată. Asta pentru că sute de oameni au fost ținuți minute în șir de cordoanele de jandarmi în pasajul metroului de la piața Universității. Spiritele s-au încins.